Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21 la ora adevărului. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară discutăm despre AUR, un partid care promite și care ne-a arătat că poate scoate rezultate în campania de la alegerile locale. Acum AUR se pregătește pentru prezidențiale și, evident, și la acest partid se fac liste pentru alegerile parlamentare. Locurile de parlamentari sunt intens disputate și disputate în toate partidele politice. AUR nu face excepție, motiv pentru care astăzi discutăm despre strategia acestui partid politic, atât pentru alegerile prezidențiale, cât și pentru cele parlamentare. Invitatul meu din această seară este Adrian Zorlescu, viitor consilier județean aici la nivelul județului Gorj, dar și coordonator al campaniei prezidențiale. În același timp, de scurt timp, domnul Zorlescu a fost numit prim vicepreședinte al AUR Gorj. Cred că este prima funcție pe care o aud de la momentul înființării acestui partid politic, funcție anunțată și asumată de acest partid. Bună seara, domnule Zorlescu! Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc! Domnule Zorlescu, felicitări pentru această funcție și înainte de orice aș vrea să ne spuneți ce implică. Avem un coordonator al organizației județene și un prim vicepreședinte. Nu, doamna fost coordonator, acum doamna președinte, doamna Ionelia Priescu, este președinte. Deci s-a numit și președintele, iar dumneavoastră sunteți al doilea om ca și funcție în organizația județeană AUR. Da, momentan suntem numiți, nu suntem aleși, pentru că probabil până la aceste alegeri se va merge tot pe numiri de la centru, dar după finalizarea alegerilor, fiind în acest proces de prezentare a programului domnului Simion, probabil în scurt timp și anunțarea candidaturii la parlamentare și din partea AUR, nu o să avem timp de proceduri tehnice, dar după finalizarea alegerilor, probabil partidul va... Deci undeva la finalul anului acestuia, începutul anului viitor, o să avem oameni cu funcții stabile. O să avem și funcții stabile, dar s-a făcut biroul județean AUR Gorj, numit prin decizie de secretarul general. Avem pe doamna Ionelia Priescu președinte, eu prim vicepreședinte. Și s-au stabilit și vicepreședinți? S-au stabilit. Biroul județean e format din 31 de membri cu tot ce înseamnă trezorier, secretar exact. Și așa mai departe. Un lucru pe care eu cel puțin în momentul de față nu îl cunoșteam, este foarte bine că îl faceți dumneavoastră public. Îmi pare rău că partidul nu a făcut public numele cu o listă a tuturor celor care dețin aceste funcții în biroul județean. Ar fi fost, zic eu, necesar și transparent. Majoritatea sunt aleși locali, primarii și o parte din aleșii locali. Deci, la urmă sunt oamenii care au demonstrat exact, în aceste alegeri locale că își merită locurile respective. Înțeleg. Ce implică această funcție de prim vicepreședinte? Vi s-au dat și atribuții? Adică vă ocupați de ceva în mod deosebit? În mod deosebit mă ocup de campania domnului președinte. Fiind coordonatorul campaniei, principala mea atribuțiune în această perioadă e să promovez proiectul domnului președinte, planul Simion, și să ne ocupăm de organizarea OSV-urilor, organizații pe secții de votare, pentru că așa dorește în această campanie AUR să se organizeze, să avem mult mai bine decât la local. Mult mai bine decât la locale, să avem oameni în fiecare secție de votare, care să în fiecare sat, în fiecare localitate să știți pe ce oameni vă bazați. Exact. Practic aveți deja timpul necesar, nu mai aveți scuza că s-au grăbit alegerile pentru locale și da, avem și avantajul că avem aleși locali în aproximativ toate localitățile din județ, care ajută foarte mult partidul în această perioadă. Este o muncă destul de dificilă pentru că avem și responsabilități, cei de la partid chiar ne atribuie de multe responsabilități, nu numai nouă biroului de conducere, dar și oamenilor din teritoriu. Și
momentan se conformează oamenii. Încearcă, mulți dintre ei au și servicii, dar seara după masa încearcă să-și îndeplinească fiecare funcțiile pe care le primește la... Deci, practic, din ce spuneți dumneavoastră, AUR se consolidează acum, atât la nivel de municipiu, județ, cât și în teritoriu, că până la urmă despre asta este vorba, prin constituirea acestor organizații pe secții de votare. Un lucru care nu este un secret pentru nimeni, deja e cu tradiție în celelalte partide care sunt în momentul de față la guvernare. PSD este foarte bine organizat la acest capitol și cred că și PNL-ul are oameni. Sunt partide istorice, partide vechi, noi suntem un partid relativ nou în viața politică, dar încercăm să creștem, să muncim mai mult decât ei ca să putem să le facem față, pentru că ei deja, cum am zis și dumneavoastră, au oamenii deja formați cu vechime, care știu ce trebuie să facă. Noi încercăm să-i formăm, să instruim, chiar eu fac la Târgu Cărbunești și colegii mei în teritoriu instruiri cu oamenii care avem în OSV-uri ca să înțeleagă ce trebuie să facă. Atât în perioada de precampanie, în perioada de campanie și, desigur, atunci la votare. Atunci, în ziua alegerilor. Va fi foarte important. Această pregătire este absolut necesară. Așa nu mai pot apărea probleme, oamenii nu știu ce să facă sau chestiuni care au apărut, din păcate, la alegerile locale. Și să știți că, nu știu cât au apărut la dumneavoastră, dar au apărut inclusiv la partidele cu tradiție care aveau experiența necesară. S-au plâns mai mult ei decât noi. AUR. Asta este cu siguranță. Probabil noi... Ei, având mai multă experiență, au văzut poate mai bine, așa zis, un furt pe care ei l-au semnalat, nu noi. Exact, asta este adevărat. AUR până la urmă nu a strigat fraude electorale, dar au făcut-o alții care, culmea, sunt la putere și au tradiție în organizarea alegerilor locale. Așa că, practic, suntem pe final de vară, suntem într-o perioadă de acalmie ușoară. O perioadă de informare cu cetățenii. Ne-am deplasat în mai multe localități, dar fiind și perioada concediilor, am încercat să nu agasăm, să nu fim foarte agresivi, doar să informăm pe care erau interesați. Deci, dar din septembrie, noiembrie începe precampania, campania și desigur vom fi mult mai prezenți în stradă, vom fi mult mai prezenți în aceste instruiri cu oamenii care îi avem, în formarea oamenilor și sperăm ca la alegerile din decembrie, noiembrie să avem rezultate mai bune decât mult mai bune. Acum, pentru cei care ne privesc de acasă, deja rulează pe ecran o parte din imagini cu dumneavoastră în teritoriu, în localități. Încercați să discutați cu oamenii, să le prezentați acest program al domnului Simion, care va candida pentru alegerile prezidențiale. Cum simțiți pulsul așa în teritoriu? Chiar dacă suntem încă într-o perioadă de concedii, lumea se gândește așa, parcă toamna vine mai târziu. Oamenii sunt relaxați în momentul de față. Cum simțiți pulsul în teritoriu? S-a schimbat ceva după alegerile locale? Vă privesc cu oamenii altfel, pe cei de la AUR? Adică vă cunosc, le e mai ușor să comunice cu dumneavoastră? Chiar în acest weekend am fost la Zurlești, fiind din această localitate și a fost fiii satului acolo și chiar am discutat cu o parte, m-au invitat să joc fotbal pentru Zurlești și mi-au zis: bă, Adi, fă și tu ceva pentru biserica asta, mai are puțin și cade. Din 2019 tot se laudă, tot se plâng și vezi unde s-a blocat și ajută-ne. Adică oamenii nu mai că vă cunosc, ci vă solicită ajutor. Exact. Și știu că dumneavoastră sunteți un om de inițiativă și că îi puteți ajuta. Puteți de fiecare dată să săriți în ajutorul lor? Voi încerca, de asta m-am și implicat în viața politică, să-i ajut, inclusiv cu primarii care îi avem la Stoina, Căprin și Stejari. Am discutat să vedem ce putem face. Le-am prezentat un consultant, o să le mai prezint și alți consultanți. Încerc din experiența mea din privat și pe experiența care am în proiectare și în aducerea de fonduri europene să-i ajut, să le prezint specialist, să-i ajut cu proiecte. Dacă alte localități fac anumite proiecte, o să le prezint și dumnealor. Adică încerc să fiu foarte aproape de... Foarte activ. Foarte activ și foarte aproape de oamenii cu care am câștigat pentru a putea demonstra în localitățile unde avem primarea AUR.
ne dorim. Da, este foarte bine ceea ce faceți, pentru că trebuie să menționăm că în cele trei localități unde ați câștigat primăriile sunt oameni care nu au experiența administrativă, adică n-au mai condus, n-au fost primari cu experiența în spate, așa că experiența administrativă, contează orice dar, sprijin. Dar experiența din privat și experiența pe care o am lucrând cu instituții publice în ultimii 10 ani și făcând proiecte pentru instituții publice, consider că am o experiență în acest domeniu și pot să-i ajut cu proiecte pe fonduri europene, într-adevăr, în domeniul construcțiilor civile, fiindcă nu fac drumuri, canalizare, apă, dar măcar în acest domeniu am o expertiză și încerc să le împărtășesc și colegilor mei din expertiza și din experiența mea. Cu siguranță, contează foarte mult, dar acum vin alegerile prezidențiale, oamenii trebuie să tragă pentru partid și pentru candidatul partidului, în speță este vorba despre domnul Simion. I-ați făcut să înțeleagă până la urmă că acel program, acel proiect pe care, sub umbrela căruia candidează domnul Simion, este cel care este credibil, este posibil de pus în practică, pentru că ați văzut, de o regulă opoziția, dacă putem spune așa, atacă tocmai acest proiect, program al domnului Simion. Nu atacă acest proiect privind locuințele la prețul acela de 35.000 de euro pentru o locuință de 50 de metri pătrați. Dar să știți că trebuie să înțeleagă oamenii și cetățenii că aceste locuințe sunt locuințe sociale, adică sunt locuințe pe care vor veni la anumite tipuri de persoane, adică nu toată lumea e eligibilă, cel puțin vă dau exemplul meu, eu nu sunt eligibil pentru așa ceva pentru că am locuință, am venituri, adică nu aș putea fi eligibil pentru un astfel de... Deci, în primul rând, informați pe faptul că nu toată lumea poate beneficia de un astfel de proiect. Adică nu vă ascundeți în spatele unei informații pe jumătate. Le oferiți inclusiv informația asta. Spuneți-le oamenilor că nu toți sunt eligibili pentru acest proiect. Păi nu poate să fie. Fiind locuințe sociale, adică vor fi aceleași condiții, probabil ca la ANL sau programe similare. Adică nu poate... Nu vor fi locuințe de lux, nu vor fi cu nu știu ce spații sau nu știu ce materiale din asta neconvenționale. Dar, eco sau așa mai acum departe. Proiectele, cele 600 de locuințe de la Târgu Jiu sunt de asemenea locuințe sociale și acest proiect NZEB, chiar a fost NZEB Plus, a avut 770 de euro pe metru pătrat, fiindcă eu am făcut un proiect similar la Hațic și știu proiectul tip. Pentru și că spuneți că este credibil? N-ați fi singurul care spune că se pot face locuințe cu un preț atât de mic. Din fac așa ca o paranteză, probabil ați văzut un material pe care l-am scris recent în Gorj Online, cu o locuință care se vindea cu 2100 de lei, 2100 de euro metru pătrat în Târgu Jiu, adică... Știu, nu e departe de ceea ce a oferit constructorul la acel moment. Haideți să vă mai spun încă un lucru. Cu plafonarea prețurilor. Nu se plafonează prețurile. Pur și simplu sunt niște standarde de cost. Se lucrează cu standarde de cost. PNRR-ul e construit cu standarde de cost. Adică dacă vrei să faci o școală, ai un anumit euro pe metru pătrat, adică nu poți să jonglezi tu să exact, spui că adică, vii cu ceva foarte sub piață sau foarte peste exact, prețul deci, de cost. Exact, deci până la urmă e vorba de un standard de cost de 700 de euro pe metru pătrat în care primăria nu poate să investească mai mult pentru că vor fi construite prin autoritățile publice locale, adică nu o să nu poți să ofere sau statul, CNI-ul sau orice, eu știu, tutela care va guverna acest program vă oferi cei 700 de euro pe metru pătrat. Acum fiecare UAT poate să suplimenteze. Nu spune nimeni că poate vom ajunge, se vor mări prețurile, cum s-a întâmplat acum 2-3 ani. Și pot autoritățile locale să completeze suma, adică, respectivă, la urmă, vor fi niște standard de cost de 700 de euro pe metru pătrat. V-am zis, NZ-urile, blocurile construite inclusiv în care se vor construi acum inclusiv la Tismana, cred că am văzut niște NZ-uri, dacă nu mă înșel. Dar și la Târgu Jiu o să fie cele tot același tip de proiect. 770 de euro pe metru pătrat, adică nu e... Adică orice constructor care dorește să se bage într-o astfel de poveste la o licitație publică trebuie să știe că prețul pornește de aici și că atât poate să ofere exact autoritatea contractantă. Deci nu poate să jongleze mai mult cu prețul. V-am zis, acum în funcție și de... Mai ales că în acest bani nu e inclus terenul,
nu sunt incluse utilitățile. Probabil se vor ajunge la și cu proiectele, pentru că se vor face proiecte tip, proiecte standardizate, adică se vor încerca să se reducă cât mai mult costurile. Posibil. Credeți că va fi nevoie să se ajungă și la consultanță și la proiectele astea tehnice care proiectele, mai mănâncă niște bani proiectele din bugetele primăriei? Asta vreau să zic, că probabil proiectele tehnice se vor adapta în funcție de zonă, în funcție de zona seismică și anumite condiții, dar vor merge totuși pe niște proiecte standarde, care standard, proiecte tip, care se vor dezvolta, dar la prețuri mai accesibile și mai ok pentru instituțiile publice. Eu zic că se poate face. Dacă dăm exemplu, nu știu, Stoina, că tot vorbeam de un primar pe care îl aveți în localitate. La Stoina sunt blocuri, așa că nu poate nimeni să ne condamne că ne trezim să facem într-o comună blocuri. Sunt deja blocuri, terenul ar fi mai ieftin, posibilitățile sunt ok față de locuințe făcute, nu știu, în Târgu Jiu sau... Forța de muncă, în principiu, orică în București, orică în... Într-adevăr, e mai scump în București, dar vreau să zic, orică în Târgu Jiu, orică la Stoina, aproximativ în Gorj, că e la municipiu sau că e la țară, nu e diferența foarte mare. Deci constructorii, până la urmă, sunt majoritatea aceiași. Nu pot să inventeze sau ai de la Stoina să lucreze cu zilieri. Deci, tot cu oamenii din localități se va lucra. Adică dacă vom avea blocuri noi construite pe acest proiect în județul Gorj, cu siguranță vor fi firme din Gorj cu oameni din Gorj. Exact. Și eu consider că din acest punct de vedere este realizabil, asta și spuneam, că nu e normal ca la privat să poți să faci cu 5, 7, 800 de euro pe metru pătrat, iar la public să ajungi la sume de 2000 de euro pe metru pătrat. Adică, până la urmă, e anormal ce se întâmplă în sistemul public. Nu ce, deci, boom-ul acesta imobiliar și cât cere, practic, un dezvoltator pe un metru pătrat construit. Dezvoltatorul are și alte costuri incluse și, până la urmă, e o afacere privată. Exact, e piața liberă. Fiecare, dacă la Cărbunești a ajuns 50.000 sau 60.000 un apartament cu două camere care n-au dat niciun leu pe el. Și la Rovinari, și la Motru. Adică până la urmă, dacă atât ai piața, până la urmă, omul cere cât se poate de mult. Dar asta nu înseamnă că un bloc nu se poate realiza cu 5, 7, 800 de euro pe metru pătrat. Până la urmă, vorbim de costul de realizare. Că și de asta, fiind locuințe sociale, nu e pentru toată lumea și probabil se vor vinde în anumite condiții. Adică dacă eu voi lua, să zicem, sau dumneavoastră, probabil veți avea și nu îl veți vinde 10 ani, nu îl veți vinde 15 ani. Adică deci ai niște condiții care ți le impune probabil autoritatea. Așa le va lua săracii amărâși și le vor vinde în secunda 2 cu un preț de dumping. Uite, spune domnul Sprâncenatu, colegul dumneavoastră de partid de acolo, de la Tismana, prețul real este cel din planul Simion, respectiv 700 de euro pe metri pătrați, diferența pe metru pătrat, diferența până la 1200 sunt șpăgile politice, spune dânsul. Poate că așa este, poate că nu. Momentan vorbim doar de un proiect. Dar cel mai simplu exemplu e Enzebu, adică prin proiectul tip a fost 770 de euro și e la nivel adică de Enzebu, adică se poate. Enzebu plus, adică la un nivel mai mult decât cere legea, din punct de vedere al eficienței energetice. Cu siguranță. Practic, asta faceți dumneavoastră în acest moment. Faceți public și transmiteți cât mai departe acest proiect, pe ideea că este realizabil, că oamenii trebuie să aibă încredere și că ceea ce propune AUR și domnul Simion se poate realiza dacă oamenii cer acest lucru. Din acest punct de vedere, domnul Simion e foarte bine informat și din partea constructorilor și din partea proiectanților. Adică nu putea să vină o chestie nerealizabilă tehnic. Acum că în piața de zi cu zi se speculează și că asta nu pot să spună domnul președinte că nu e real. Deci până la urmă vedem, dar v-am zis, inclusiv în domeniul public, că ajung construcțiile să coste 1200-2000, cum a zis și domnul Sprâncenatu, ca să fie să acopere și alte costuri ascunse. Cu siguranță așa este. Sunt foarte multe persoane care vă transmit felicitări și mult succes. Cu siguranță și faptul că vi s-a oferit această funcție este o încununare a ceea ce ați făcut dumneavoastră în campania pentru alegerile locale. Eu zic că ați avut o campanie elegantă, ați avut o campanie țintită foarte bine pe ceea ce înseamnă inclusiv problemele din județul Gorj. Inclusiv că am discutat în pauză cu dumneavoastră că am fost și am dat interviu pentru
pentru posturile de parlamentari. S-a mers tot pe mesaj, adică m-a întrebat, ok, ai un proiect pentru Gorj, de ce vrei acest lucru? Și da, am un proiect, l-am prezentat și în campania de pentru alegerile locale, voi continua cu același proiect, că până la urmă îmi doresc să dezvolt economia în județul Gorj, sunt antreprenor, știu problemele antreprenorilor, încerc să vin cu fonduri europene, încerc să vin cu centre de consultanță, încerc să aduc fonduri de la București, adică pe acea... Practic vă aduceți pe aceeași linie. Pe aceeași linie, cu același mesaj, pentru că asta îmi doresc și asta știu să... Și acesta sunteți până la urmă. Că tot ați adus în discuție faptul că vă doriți o candidatură pentru alegerile parlamentare. Nu mi-am dorit neapărat o candidatură pentru... Adică la noi, inclusiv când am fost la interviu, s-a spus... Oamenii sunt angrenați prin trei metode. Unu, prin recomandare. Doi, prin înscrierea fiecărui membru pe platforma de merit. Sau prin observarea noastră a celor de la centru. Eu am fost unul dintre cei observați de la centru pentru că am fost sunat să-mi depun CV-ul. Deci, practic, nu v-ați dus dumneavoastră, nu v-ați înscris nici pe platforma de merit, nu ați fost recomandat nici de membrii din organizația noastră, ci cei de la centru v-au văzut ca o persoană activă, o persoană care aveți credibilitate. Am candidat pentru cea mai importantă funcție în județ. Probabil a fost foarte ușor pe cine avem candidat. Și rezultatul, până la urmă. Și rezultatul. Exact, am avut al cincilea rezultat la nivel național din partea Aurului, adică județul Gorj a scos un rezultat foarte bun, am avut un rezultat foarte bun și la europarlamentare, fiind primul partid pe țară ca și scor. Nu știam, uite asta, că ați avut cel mai bun rezultat al Aurului la europarlamentare la nivel național. Nu știam acest deci aspect. Deci a fost un scor foarte bun și Aurul probabil va merge pe aceeași linie, pentru că a văzut că rezultatele a fost să aducă oameni capabili, pentru că noi am avut o listă foarte bună la europarlamentare. Inclusiv pe grupurile noastre s-a cerut ca toți specialiștii, ca toți membrii care au terminat școala la timpul lor, care au doctorate pe bune, care sunt implicați în viața antreprenorială, au angajați, oferă o pâine celorlalți. Deci au rămas practic condițiile de la alegerile locale, adică se vor oameni cu credibilitate, oameni care au demonstrat în viața lor privată și publică că pot să facă inclusiv ceva. Inclusiv domnul președinte a avut un live în care a spus... membrilor care au muncit pentru partid le mulțumește foarte mult, dar acum trebuie să înțelegem că e nevoie de cei mai buni oameni să-i ducem în Parlament, de specialiști, iar în multe locuri care au muncit trebuie să facă un pas în spate pentru ca noi să avem credibilitate în fața oamenilor, să aducem cei mai buni specialiști pe care poate Aurul să-i promoveze. Mie îmi place că se păstrează practic meritocrația până la acest nivel. În fine, până vom vedea și listele de candidați, pentru că aici este o întreagă poveste. Cel puțin la alte partide politice, la urmă, nu s-a auzit că ar fi un scandal pe marginea faptului că sunt locuri eligibile și lumea se bate pentru ele. Dar îmi place că se merge pe meritocrație și cred că dintre toți cei care, numele celor care am auzit vehiculate în media că ați fi preferați pentru funcțiile eligibile, cred că sunteți cel mai bine pregătit din punctul acesta de vedere. Am colegi cel puțin la fel de pregătiți sau poate și mai bine pregătiți ca mine. Nu e asta problema, dar important e până la urmă Aurul să găsească, să identifice acești oameni și acești oameni să-și asume responsabilitatea. Până la urmă e vorba și de asumarea responsabilității. Deci nu e vorba doar de locurile eligibile. Dumneavoastră vă doriți ca listele să fie complete cu oameni care pot să tragă până la urmă pentru rezultatele partidului. Nu vorbim doar de cel care este primul la deputat sau la senatori, și de toți oamenii care vor fi. Locurile eligibile sunt cele două, primul la senator, primul la deputat. Sunt mai eligibile. Până la urmă avem posibilitatea să... Nu se știe, dar... E în politică, e vorba de procente. Dacă am luat procentul de la europarlamentare, avem inclusiv postul de senator eligibil. Deci cât ați luat până la urmă? Cât aproximativ 22, 21. Deci la 22% luată de Aur la nivelul județului Gorj, ați avea eligibile două posturi? Am avea două posturi, pentru că la redistribuire, Aurul fiind
prima formuțiune pe țară ar veni în coșul Gorjului, o mare parte din voturile de la redistribuire. Asta e lucru interesant și să știți că practic rezultatele pe care le-a avut Aurul și aceste calcule politice care se fac, le schimbați calculele PNL-ului, pentru că probabil știți, ați tras cu ochiul și la ce se întâmplă la cei de la PNL, că am înțeles că ei nu mai văd eligibil locul de senator. Nu mai văd sigur eligibil. Da, atâta timp, până la urmă trebuie să ne gândim că sunt eligibil doar două locuri. Numai când ar obține peste 50%, care este foarte greu de îndeplinit. Până la urmă poate să-l facă PSD-ul, să zicem, dar și PSD-ul poate să intre chiar și pentru singurul loc la coșul comun, cum se spune. Și atunci următorul partid care ar intra ar fi Aurul, nu ar fi PNL-ul pentru postul de senator? Păi, cred că ar fi Aurul, pentru că suntem mult mai bine poziționat la nivel național. Bun, deci asta e un lucru care trebuie înțeles și poate este mai greu de înțeles de cei de acasă, cum se împarte această... Iar dacă PNL-ul ne-ar bătea cu 27-28% și noi am avea 22%, am fi înaintea PNL-ului la distribuire, pentru că am fi mult mai bine la nivel național. Eu v-am completat cu aceste lucruri pentru că, evident, urmăresc fenomenul politic, știu și ce se întâmplă la PNL, știu și cât se poate, că na, nu știm dincolo chiar de toate ușile închise, și ce se întâmplă la PSD. Acum primarii de la PNL au fost chestionați în legătură cu candidații pentru deputați, nu pentru cel de senator, unul fiind, se pare, a domnului Iordache, așa că, practic, ei joacă și ei pentru locurile de deputat și mai puțin pentru locul de senator. V-ați asuma locul de senator, care este așa cum e în momentul de față, foarte sigur și eligibil, cum se zice, este locul de deputat pentru Aur. Mai sigur este locul de deputat, până la urmă noi nu avem eligibil niciun loc, nici al de senator, nici al de deputat, pentru că am intrat cu ambele la redistribuire, dar într-adevăr e mult mai probabil și mult mai posibil mai sigur cel de deputat, dar în politică niciodată să nu spui niciodată și da, de ce nu, mi-aș asuma și inclusiv candidatura. Chiar când am fost întrebat pentru ce post aș vrea să optez, domne, pentru ce vrea partidul. Și dacă mă pune deci pe locul... Nu ați spus, vreau să bateți cu locul 5 și veți considera că aveți nevoie, voi ajuta partidul. Deci nu vreau o funcție, nu vreau un loc, primul loc neapărat. Până la urmă am venit la recomandarea partidului, voi merge pe mâna partidului. Sunteți foarte modest și nu știu dacă modestia dumneavoastră folosește atât de mult într-o politică în care se merge pe cruzime și pe sistemul acesta de haită. Dumneavoastră sunteți altceva, ați rămas altceva și modestia dumneavoastră, eu zic că vă poate propulsa chiar și într-un loc de senator care poate nu pare atât de eligibil la prima vedere în momentul de față. Dacă mi-am impus o regulă sau o dorință înainte de a intra în viața politică, e să nu mă schimbe ca om. Asta îmi doresc, să rămân același om, indiferent de funcțiile care le voi obține. Într-adevăr, a fost o campanie epuizantă, poate am fost obosit, n-am gândit tot timpul, n-am luat tot timpul cele mai bune decizii, dar ușor, ușor încerc să le gândesc la rece, să mă calmez. Am experiența deja. Și am zis, voi ajuta partidul, voi merge pe linia partidului, voi merge până la capăt și nu-mi doresc în această competiție care urmează decât să ajut partidul. Deci, până la urmă, dacă partidul va considera că au nevoie de mine pe locul 3 sau 4, cu mare drag voi fi acolo pe locul 3 sau 4, voi susține partidul. Voi încerca să susțin, pentru că dacă o să am și eu rugăminte la cei de la partide, ca persoanele din fața mea să fie într-adevăr mai capabile decât mine. Mi se pare corect. Asta vreau să vă spun. Adică modestie, modestie, până la prostie, să nu spunem altfel. Adică înțelegi să te lași mai jos în fața altora care sunt sau cel puțin încearcă să te depășească pe tine la nivel. Chiar mă voi bucura dacă partidul va identifica oameni mai buni ca mine, chiar mă voi bucura, îi voi susține cu mare drag și mă voi implica trup și suflet. Dacă nu vor fi persoane mai capabile decât mine, să zicem că nu voi fi mulțumit, voi transmite direct acest. Deci veți riposta chiar dacă pe direct, adică fără ascunzișuri. Domnule, consider că nu sunt de nivelul meu și nu pot să susțin astfel de persoane.
Este foarte clar, mi se pare normal, dar sper ca cei de la centru să urmărească această emisiune, să vadă felul în care vă comportați și felul în care ați crescut în politică. Corect, adică relația mea cu partidul să fie una corectă, în care eu să transmit doleanțele mele și partidul să trimită către mine doleanțele partidului. Deci vreți o relație echitabilă, chiar dacă știți cum e în momentul în care se fac liste, se discută foarte mult, vor fi aduși oameni de la centru, vor fi aduși oameni, dacă vă veți trezi pe listă, nu știu, să fiți dumneavoastră pe locul 3 și în fața noastră să fie alți doi colegi, nu știu, de la Iași, de exemplu. Am zis așa, dacă, o localitate. Dacă sunt merge bine pe, pregătiți exact. Profesional. Da, e și nu le-ați spune totuși celor de la centru, domnule, stați puțin că ăla de la Iași nu va fi niciodată votat și procentele noastre vor partidul fi va scăzute. Partidul va analiza și acest punct de vedere. Probabil se va face și niște sondaje dacă oamenii respectivi sunt agreați de gorjeni, dar dacă partidul va lua această decizie și oameni, eu am luat atâta, decât să fie mai capabil decât mine, altceva nu pot să cer. Adică, până la urmă, este singura condiție pe care o puneți exact. În această poveste, cu atât mai mult cu cât nu ați fost cel care ați ridicat două degețele și să spuneți eu vreau parlamentar, nu știu, la alegerile parlamentare, ci centru a fost cel care a pus mâna pe umărul noastră și a zis ești bun. Până la urmă centru și-a asumat că va veni cu oameni capabili, asta cer și eu de la centru, veniți cu cei mai buni oameni. Să sperăm că vor fi cei mai buni oameni. Eu am auzit doar de trei nume vehiculate, cel puțin public, de mass media locală. Nu știu cât de bine informați sunt colegii mei de presă. S-a vehiculat numele dumneavoastră, numele doamnei Ionelia, care pare credibil că va fi pe o funcție urmare a faptului că este președintele organizației. Deși nici asta nu mi se pare un lucru... Dar, corect din punctul acesta de vedere. Adică o funcție nu te propulsează. Domnul președinte a spus cei care ați muncit, care ați demonstrat, partidul nu va fi recunoscător și va avea grijă până la urma urmei de fiecare membru care, dar până la urma urmei, acum vorbim despre o funcție de demnitate publică și încercăm să venim cu cei mai buni specialiști, așa că trebuie să facem un pas toți înapoi și să venim cu cei mai buni. Sunt foarte curioasă dacă colegii dumneavoastră, cei vehiculați, ar face un pas înapoi în fața dumneavoastră. Eu zic că ar fi cazul, chiar și pentru doamna Ionelia, chiar și pentru Edi Lădaru, care a venit. E ultimul venit în partid. Nu zic că nu este bine pregătit profesional, dar eu cred că trebuie să se respecte și niște ierarhii, cel puțin cele stabilite de public, nu? Adică cele stabilite de dar votul cetățenilor. Dar cele care au dat și randament, pentru că noi am demonstrat cu o listă foarte bună la europarlamentare, cel puțin în Gorj am scos un scor extraordinar. Oamenii dacă vor vedea că aducem pe aceste liste niște oameni capabili, specialiști, poate... De ce nu? Și tineri, dar până la urmă care au demonstrat în domeniul privat sau care au demonstrat în domeniul academic sau în cel cultural. Până exact. La urmă... Deci oameni care au arătat că sunt cineva și că ar putea să atragă voturi, adică au respectul cetățenilor din județul Gorj, oameni care i-ar vota nu doar pentru că fac parte pe o listă a unui partid cum este AUR la nivelul județului nostru. Asta vreți să spuneți. Exact. Vom vedea ce se întâmplă, sunt foarte curioasă. Îmi place felul că sunteți franc și spuneți lucrurilor pe nume, așa că eu mă aștept ca și colegii dumneavoastră care au intrat în această poveste numită candidaturi pentru alegerile parlamentare să vină pe aceeași linie cu dumneavoastră, să spună aici în fața cetățenilor, domnule, eu vreau parlamentar, dar mă fac un pas înapoi dacă unul dintre colegii mei sunt mai buni decât mine și cedez locul și știu că în partidul ăsta am un loc pe care mi-l asigură conducerea și pot să fiu bun pe bucățica mea acolo, nu știu, consilier, ales local, primar sau ce mai fi în AUR Gorj. Sunt lucruri care transpar dincolo de zidurile acestui partid politic, cum că ar fi și nemulțumiri. Sunt reale, domnule Zorlescu, sunt nemulțumiri în partid vis-a-vis de, nu știu, ce s-a întâmplat în această vară, ce s-a întâmplat după alegerile locale sau au fost oameni care și-au dorit mai mult, care au considerat că sunt vinovați pentru că nu s-a scos un scor, nu știu, poate vreați 40% în loc de 20%. Nu, până la urmă, partidul la nivel național a fost mulțumit de ce scorul obținut de gorjeni, până la, de AUR Gorj, pentru că am scos trei primari, că a scos și Alba, suntem județele fruntașe cu câte trei primari fiecare din cele două județe. Am scos cel mai bun scor la europarlamentare, am scos al cincelea scor la alegerile la Consiliul Județean,
Deci am... Sunteți pe podium, practic. Nimeni nu vă poate nega faptul că aveți rezultate. Poate până acum lăsau lucrurile așa, dar acum rezultatele ar trebui să vorbească pentru fiecare, nu? Asta vreți să spuneți. Exact. Am avut rezultate bune și în anumite localități foarte bune, pentru că am și reușit să câștigăm. Nemulțumirile probabil au fost sufletești pentru fiecare. Până la urmă, oamenii au muncit, s-au implicat, n-au avut experiență politică, n-au știut toate jocurile din spatele, chiar în organizația noastră. Am avut un consilier care era convins că o să fie, pentru că a vorbit cu fiecare cetățean, i-a promis. I-au promis oamenii și după aia s-a trezit că de fapt au rămas doar promisiuni. Exact, și după aia am spus, vedeți că nu i-am mai participat la o alegere, ne-au promis și nouă, ne-au... Cum, domne, că îl cunosc, am copilării cu el, mă poate minți în deci față. Deci oamenii s-au simțit personal așa mințiți, lezați de... Exact. Cum pot să... Se poate, asta e politica. Până la urmă o să vă promită și dumneavoastră, o să promită și a lui, o să promită la toți. Pentru că așa e natura umană de multe ori. Nu pot să spună franc în față, bă, nu te votez. Până la urmă o să încerc să fie diplomat cu fiecare și să nu vă... puneți atâtea speranțe, să încercați să fiți mai cu picioarele pe pământ. Și poate au avut și nemulțumiri de genul ăsta, dar în general v-am zis, din punct de vedere al centrului către organizația noastră, nu au fost nemulțumiri pentru că am avut rezultate. Considerați că alegerile prezidențiale vor fi un semnal de alarmă dacă scorul va coborî sub cel de 22% sau va urca mai mult și atunci vă așteptați că la parlamentare o să luați un scor similar? Sau alegerile prezidențiale sunt alegeri prezidențiale, au tipicul lor, iar rezultatele nu sunt un etalon, să zicem. Nu sunt o chestie care trebuie nici să vă alarmeze, nici să vă bucure. Eu chiar am... transmis public pe grupurile noastre de comunicare că contează până la urmă și candidatul și omul, deci nu contează numai partidul. Și de aceea am zis că eu am speranța și sunt siguranța că vom avea cel puțin același rezultat care l-am avut și la europarlamentare, pentru că noi la președinția Consiliului Județean avem liderul nostru, cel mai vizibil, cel mai plăcut, cel mai iubit dintre oamenii din AUR, adică locomotiva partidului. Și de aceea consider că vom avea cel puțin același... Deci nu veți coborî practic sub scorul obținut la alegerile locale. Nu, asta pentru că avem o locomotivă foarte bună și până la urmă, într-adevăr, partidul are un procent, dar omul poate să-l crească sau să-l... și candidatul. Candidatul poate să-l crească și să-l coboare. Și în cazul nostru, având pe domnul președinte, pe domnul Simion, sunt convins 100% că procentul va fi mai mare decât cel obținut la europarlamentare. La parlamentare depinde... de lista pe care o vom avea, de oamenii pe care... Deci parlamentarele vor decide și în acel caz omul, deci oamenii de pe listă, ca și în cazul prezidențialelor. Sunt convins, pentru că până la urmă partidul poate să stagneze între anumite procente, să jongleze între anumite procente și în funcție de candidații pe care ai. Că nu, până la urmă nu suntem, din păcate, PSD-ul să punem o maimuță să facem primar sau președinte. Suntem un partid nou înființat și avem nevoie de oameni cu vizibilitate, cu oameni cu notorietate pentru a da credibilitate spuselor celor de la centru. Care credeți că ar putea să fie problemele care ar putea să apară în, nu știu, precampania pentru prezidențiale, că tot mai că bate la ușă, dumneavoastră sunteți coordonator pentru această campanie și, nu știu, ce ar putea să apară să nu puteți pasa dumneavoastră ca un, nu știu, jucător de tenis, o informație din asta care ar putea să tragă în jos, nu știu, candidatul sau tot ceea ce se întâmplă în campania pentru prezidențiale. Ce? Sunteți pregătit pentru... o fumigenă din asta care... Partidul își dorește o foarte bună organizare, de asta și lucrează în acest sens. Până la urmă lucrăm cu oameni, noi încercăm, ne instruim, suntem lângă ei, îi ajutăm, dar de implicarea fiecare nu pot să răspund eu. Până la urmă, corect, singura problemă ar fi implicarea oamenilor din organizație. Dacă avem oameni implicați, oameni dedicați, oameni cu suflet, într-adevăr, vom avea o organizare foarte bună și atunci nu avem de ce să ne fie teamă. Dacă aceștia nu se vor implica, nu vor munci cum li se cere de la partid,
atunci și rezultatul va fi unul de dorit. Veți avea consecințe după alegerile prezidențiale dacă rezultatul nu va fi cel așteptat de domnul Simion, adică să zică, domnule Zorlescu, dumneavoastră ați fost coordonatorul acestei campanii, n-aveți nicio scuză, trebuia să vă ocupați de fiecare organizație în parte, să treceți peste președintele partidului și să decideți ce trebuie făcut în fiecare organizație. Dacă este cazul, chiar să schimbați oamenii care, nu știu, merg prea încet sau dau înapoi în momentul în care trebuie să dați cel mai bun. E greu să schimbăm oamenii acum, mai ales că mulți dintre aceștia sunt consilieri sau viitor consilieri locali. Încercăm doar să încurajăm să fim lângă ei, să fim și noi umani, să înțelegem că până la urmă noi și dumnealor au servici și dumnealor au copii acasă, n-au tot timpul de partea politică, dar cumva să încercăm să găsim o soluție comună, să găsim o cale de mijloc încât ca ei să aibă o activitate bună și noi să avem un scor foarte bun. Este interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, spune așa domnul Sfrâncenatu. Scorul la următoarele alegeri va fi mult mai mare, pentru că acum primarii nu mai au interes să cumpere voturi, cum au cumpărat pe 9 iunie 2024, ca să spunem lucrurilor pe nume. Deci într-adevăr, spune domnul Sfrâncenatu că vor trage mai mult primarii și de data asta. Și nemulțumirile oamenilor vor fi mult mai mari, pentru că vă dați seama, până la cum o spunea și Victor, primarii au cărat, au promis, au... făcut, a avut un interes propriu exact. În cazul acum, acesta. Acum oamenii vor ține mai mult de nemulțumirile de la nivel național, adică creșterea prețurilor, facturile, va veni pensiile. Și iarna, pensiile și nemulțumirii din piață și care vor cântări mult mai grav în buzunarele lor și când în momentul votului. Adică acum primarii nu vor mai avea aceeași motivație sau vă dați seama, vor încerca cu multe tipuri de genul ăsta, dar nu le va mai nu le va mai fi la nivelul respectiv. Întreabă domnul Udrescu de la Bumbejiu. Păi dacă directiva partidului este să se facă alianțe cu PSD pentru a se obține posturi în administrația publică locală, știți foarte bine că din septembrie intră noile consilii locale și se discută de alianțe la nivelul acesta, fie de a vă pune viceprimari și așa mai departe. Cum credeți că o să mai fiți credibili în toamnă, spune dânsul, dacă ați face alianțe la nivelul consiliilor locale cu PSD? Și cu cine să facem? Până la urmă, sunt localități în care e PSD-ul, PNL-ul și AUR-ul. Deci contează interesul comunității și contează mai puțin mult, mai mult, politica. Dar am și spus public, cel puțin eu nu voi vota neapărat pe o linie de partid, voi încerca să gândesc proiectele în interesul comunității, voi încerca să vin cu proiecte, să le negociez acele proiecte în interesul comunității, iar din păcate suntem obligați la anumite localități să facem alianță cu aceste partide, că nu sunt. Adică ne-am dorit să fie alte partide, dar dacă e AUR-ul, PSD-ul și PNL-ul sau USR-ul și AUR-ul și USR-ul au trei aleși locali, ce putem face? Până la urmă, deci credeți că nu veți deveni necredibil, cum spune domnul Udrescu, dacă ați bate palma în consiliile locale cu partidele aflate scopul momentan la guvernare? Fiecărui consilier local și fiecărui partid e să și pună în practică proiectele. Până la urmă de asta ne-am implicat și până la urmă asta ne dorim, să ne impunem proiectele, să venim, nu se vor negocia alianțe, se vor negocia proiecte și până la urmă se vor negocia proiectele consilierilor noștri locali. Atâta vreme cât proiectele noastre și proiectele celor de la PSD vor încerca să aibă o traiectorie comună, vom merge și în alianță cu PSD-ul, din păcate. Deci nu aveți ce face. În momentul de față adică se discută despre astfel de alianțe? Nu e să doar să dăm din gură și să stăm în opoziție și 4 ani de zile și să comentați ce nu facă ea bine. Exact. Dacă, cel puțin eu nu pentru asta m-am implicat. Puteam să stau liniștit acasă, aveam până la urmă am venit cu anumite proiecte, îmi doresc să vin în fața lui Cosmin Popescu, ăștia sunt proiectele, ce poți face din ăștia? Corect. Cred că domnul Udrescu este mulțumit de răspuns. O să așteptăm să vedem ce spune, dacă este cazul. Eu vă dau dreptate în această situație, pentru că se discută deja, eu am auzit de primăriile unde PSD din păcate nu face majoritate și atunci se uită spre AUR și spre USR chiar, și dacă vă face spre PNL. Cu USR-ul nu va fi această situație sau cu PNL-ul. Până la urmă, la nivel local e altă situație față de nivel central. Până la urmă, la nivel local trebuie să facem proiecte pentru cetățeni, de asta s-a implicat. Am și spus public, 99% primarii
sunt bine intenționați și la noi, și la PSD, și la PNL, că sunt oameni din comunitate, e, atunci alea 5%, când vine o directivă de la partid, atunci trebuie să fie o opoziție puternică, să preîntâmpinăm și să punem o poziție împotriva acestor. Că până la urmă, dacă vreau să reabilitez căminul cultural, nici noi nu am fi nebuni să fim împotrivă. Sau dacă chiar vreau... dacă nu sunteți la putere, cum ar fi. Chiar dacă ați face opoziție... Sau vrea să asfalteze, nu suntem împotrivă. Sau dacă vrea să bage apă, nu suntem împotrivă. Vrea să scumpească gunoiul, că trebuie să mai angajăm 5 oameni, atunci noi, opoziția, trebuie să fim puternică. Este adevărat. Vă pregătiți acum, practic, peste... exact o lună de zile, dacă e să ne luăm după calendarul deja anunțat imediat după alegerile locale, 27-28 septembrie, ar trebui să intrați în pâinea ca și consilier județean. Vorbim de trei partide politice care se găsesc în Consiliul Județean, PSD, PNL și AUR. Nu este o situație tocmai roz pentru cele două partide politice. PSD are majoritate simplă și nu are nevoie de o majoritate cu dumneavoastră. Sunteți pregătit pentru opoziție sau veți face opoziția cetățeanului? În sensul că dacă vor fi lucruri bune pentru cetățean, le veți vota, chiar dacă mâine o să vă treziți că o să spună lumea, ia uite pe Zorlescu, votează cu PSD. Sigur se va întâmpla acest lucru, pentru că, din păcate, se va fructifica orice chestie de genul acesta. Dar voi explica proiectul, voi face să înțeleagă oamenii despre ce e vorba și voi lăsa să decide. Și sunt convins că cetățenii, mulți dintre ei, vor gândi ca mine. Dacă e un proiect bun pentru comunitate, votează Zorlescule cu două mâini. Dacă vă spune de la centru sau vă spune liderul partidului că trebuie să votați împotrivă și dumneavoastră să spune, nu domnule, stați puțin, are legătură cu un drum județean, trece pe la mine, pe la Cărbunești, cum să nu votez? Adică v-ați opune inclusiv partidului, dacă va fi cazul, da, să vorbim de interesul public al cetățeanului chiar din județul dumneavoastră? Am povestea tatăl meu când eram mai tânăr, că aveam un consilier la Târgu Cărbunești care trecea, băgase apa printr-un sat din, și trecea pompa pe la mama consilierului local și am votat împotrivă, că de ce trecea cu schepsis? Și am votat împotrivă și să mute, că să puneau cizmele stradale, să nu fie la maică sau să fie la... A, deci practic omul și-a văzut interesul personal în cazul acesta. Nu, potrivă! I-a fost teamă. I-a fost teamă să voteze, să nu zică lumea că se pune special pentru mama lui. Veți fi pus în situația asta să ziceți, nu domnule, lasă treacă drumul pe lângă poarta lui tata, nu să ia statul celălalt pentru ca să nu fie lumea că e vorba de tata. Dacă va fi bun pentru comunitatea mea, clar, voi fi pentru. Vă dați seama că dacă se va face cum drumul expres, da, trece prin Cărbunești. Dacă eram consilier, proiectul Weber, de ce votează? Și că după a negociat că trece pe la Cărbunești, de aia. Da. Deci vă așteptați inclusiv la aceste șicane și aceste lucruri care vor apărea împotriva dumneavoastră pe ideea că... Îți convins că vor apărea, vor specula orice lucru, dar... Până la urmă, eu știu pentru ce m-am implicat în politică, nu m-am implicat până la urmă decât pentru comunitate, să încerc să aduc un plus valoare prin experiența și expertiza care am prin proiectele pe fonduri europene. Cunosc că am lucrat cu atâtea instituții publice din județ, le știu și plusurile și minusurile, încercăm să corectăm acele minusuri pe care le consider eu, să dezvoltăm acele plusuri, că până la urmă e foarte bine că sunt primării pregătite și aduc proiecte în comunitate. Este singurul motiv pentru care fac politică și până la urmă, dacă mă vor blama, voi adică merge înainte. Vă asumați, până la urmă este unul din riscurile funcției publice, exact, nu? Exact, până la urmă nu poți să împaci pe toată lumea, dar dacă știi de la bun început de ce te-ai implicat și ce vrei să obții, nu ai regrete și poți să dormi noaptea liniștit. Dacă după emisiunea de mâine, domnule Zorlescu, o să vă treziți că cineva din partidul dumneavoastră a înțeles total invers mesajul dumneavoastră, acela de a vota cu PSD pentru că vorbim de interesul public, acela că dați un pas înapoi doar dacă oamenii dinaintea listei de deputați sau senatori sunt profesioniști? Până la urmă, nu e obligatoriu să fiu pe listă, nu mi-am dorit, n-am ținut cu dinții să fiu pe listă, deci până la urmă am zis, ajut cu mare drag partidul, voi sprijini
indiferent pe ce loc voi fi, dar asta e singura cerința mea. Oamenii din față să fie într-adevăr meritocratic mai bun ca mine. Să dea Dumnezeu, mie îmi place ceea ce ne arată AUR că poate să facă și de data asta și pentru alegerile locale și acum să scoată oamenii cu adevărat profesioniști în evidență. Sper să-și păstreze rețeta. Și dacă nu păstra rețeta, nu primeam acele mesaje pe grupurile de comunicare. S-a cerut în mod expres specialiștilor, puneți-vă CV-ul. AUR-ul vă încurajează, AUR-ul e lângă voi, AUR-ul vă sprijină. Deci, până la urmă, asta dorește AUR-ul, că altfel nu primeam. Avem oameni, nu vă mai chinuiți. Las că punem acolo, să fie de umplutură, să fie, iasă cine trebuie. Până la urmă, pe aceste grupuri de comunicare au accesul toți aleși locali. Până la urmă, e ușor de dat. Adică nu era doar un grup restrâns cu 5 membri, nu spuneți voi mai departe, asta e pentru voi. Nu. A fost public pentru 100 și ceva de aleși locali, e ușor de dat informația mai departe. Mie, să vă spun acum personal, așa ca și jurnalist, mi s-ar fi părut chiar suspect ca numele dumneavoastră să nu fie pe această listă de potențial candidați pentru alegerile parlamentare. Mi se părea chiar aiurea. Însemna, aș fi înțeles lucrurile absolut invers. Aș fi zis că cineva v-a făcut, cum se spune, în așa fel încât să nu fiți pe această listă. Am sunat de la centru, domnul Zorlescu, vă rugăm, depuneți-vă CV-ul, nici nu știam, într-adevăr, nu eram destul de informat, terminat în campania electorală, obosit, mă gândeam la concediu mai mult decât la OC și vă rugăm, uitați, e platforma, mi-a explicat pașii, da, doamnă, sărut mâinile, sigur, mâine mă voi ocupa și peste 2 sau 3 săptămâni am fost sunat, vă rugăm, veniți la interviu, am fost, ce vă doriți, care e mesajul, cu ce vreți să dezvoltați. Chiar m-a întrebat, vreți în județul Gorj sau puteți și în alt județ? Deci m-a întrebat acest lucru, dacă v-ar fi interesat, nu știu, județele și vecine. Doamnă, la mine exclus, pentru că eu nu am notoritatea necesară decât în județul meu și numai pentru asta. N-am plecat din județ decât când am fost la facultate la Cluj. În rest, mi-am petrecut... M-am limitat aici, m-am resemnat acasă și nu vreau să mai plec. Mai avem, cred că, un minut din emisiune. Acum aș vrea să vă întreb personal cum au văzut cei de acasă. Știu că aveți 2 fetițe, poate fetițele nu pot să vină să spună: tati, nu te băga la parlamentare, că iar ne așteaptă o perioadă în care nu ne putem juca cu tine. Pot să vă spun că angajații m-au criticat, între ghilimele, mai mult, pentru că a căzut pe umerii lor o muncă suplimentară și au zis: Adi, dacă te mai bagi... Deci nu e de ajuns pre-campanie, campania pentru alegerile locale, acum te mai bagi în una și mai ai una înainte, adică prezidențiale. Erau de la sine, înțeles, că știu că vă știu acolo și na, când e șeful, e șeful. Ce a zis soția? Soția mă sprijină necontenit, indiferent de deciziile pe care le iau. Convins că e femeie, e fată de la țară, în care s-a limitat la lucruri mult mai casnice și mult mai apropiate de familie, dar mă susține. Adică dacă pe mine mă vede... Nu a spus, vezi că iară lași greutatea... Dacă mă vede fericit făcând mie. Lucruri... Da, oricum, din punctul ăsta de vedere, soția ține casa, indiferent, nu numai mie, peste tot. Asta e un lucru bun, că mai sunt și bărbați care recunosc acest lucru. Deci soția este de acord, angajații au mustăcit, dar sunt fericit, de acord. Dacă mă vede pe mine fericit, va fi de acord. Chiar dacă în sufletul ei există un semn de întrebare, dar de dragul meu sunt convins că va fi de acord. Ar fi interesant ca un Zorlescu din familia Zorlescu să ajungă parlamentar, nu? Până la urmă e o mândrie, cred că, și pentru familia dumneavoastră. E o onoare, și în primul rând. O onoare. Și pentru familia pe care v-ați făcut-o dumneavoastră și pentru cea din care proveniți. Eu vă urez succes. Sper ca mesajul pe care l-ați transmis dumneavoastră în această seară să fie înțeles de toată lumea, inclusiv de ai dumneavoastră, cei de la AUR, să înțeleagă că nu vreți să luați locul nimănui, să înțeleagă că vă meritați un loc pe o listă de parlamentari. Eu sper să fie un loc eligibil și că, până la urmă, AUR Gorj și cred că nici Gorjul și Gorjul, de fapt, s-ar simți bine având un parlamentar în poziția dumneavoastră acolo în Parlamentul României. Asta pentru că, să vă spun drept, părerea mea, nu mi-aș fi dorit să vină
în județul Gorj să candideze din nou o persoană care abia acum buchisește ceea ce se întâmplă în județul Gorj. Ne așteaptă 4 ani cu probleme, 4 ani în care Gorjul va fi afectat de închiderea potențială a complexului energetic Oltenia, că va fi în 2026, că va fi în 2028, va fi în mandatul de parlamentar, dacă veți fi parlamentar. Așa că cine ajunge acolo trebuie să se pregătească de pe acum să răspundă minerilor, energeticienilor, gorjenilor care se întreabă ce o să facă cu locuințele, ce o să facă cu faptul că nu s-au pus alte locuri de muncă în locul celor care ar urma să se desfințeze, ce o să facem că nu avem turismul la nivelul pe care ni l-am dorit, ce o să facem cu cei care sunt plecați în străinătate și pe care nu mai putem să-i întoarcem înapoi, cu ce o să ne ținem instituțiile de protecție socială dacă CEO nu va mai da bani spre bugetele locale și N și N probleme. Adică dacă vă duceți în Parlamentul României, domnule Zorlescu, veți avea de muncă, asta este serios. Și o mare responsabilitate, într-adevăr. Cu siguranță. Mulțumesc celor care ne-au privit de acasă, mulțumesc domnule Zorlescu pentru sinceritate aici la Ora Adevărului. Rămâneți alături de noi mâine seară, sper eu, un invitat la fel de special pentru dumneavoastră. Discutăm ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră, în județul Gorj, în municipiul Târgu Jiu, dar și ceea ce ne afectează pe toți. Seară bună tuturor, la revedere! Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21. La ora